Bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi instabilă, cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii extinse vor cădea averse, ce vor avea și caracter torențial, însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindina. Local, cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metrul pătrat, izolat 40-60 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 25 de grade, iar cele minime între 14 și 16 grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi în Zalău, temperatura maximă a urcat până la 23 de grade, iar minima s-a oprit la 16 grade. Pentru mâine, meteorologii anunță înnorări accentuate și averse de ploaie. În șimleul Silvaniei se vor înregistra temperaturi maxime de 23 de grade și minime de 16 grade. În Zalău, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei va urca până la 23 de grade, iar minima va coborî la 16 grade. În Jibou și Cehu-Silvaniei, meteorologii estimează o maximă de 21 de grade și o minimă de 16 grade Celsius. Sâmbătă, temperatura maximă va urca la 21 de grade și cea minimă va scădea la 15 grade. Duminică, mercurul din termometre nu va trece de 20 de grade și minima scade la 15 grade. Acestea au fost informațiile despre starea vremii. La revedere!